Presupun că a fost pentru George aplauzele astea. Să-i dați un follow pe Instagram, vă rog, ca să tată în pula mea. Scrie în jurnal chestiile astea. Ați văzut că a intrat un ardelean în el de când a început să se enerveze. Da, eu sunt Paul Sabo. Vreau să vă povestesc cum am fost la dentist ultima dată. M-am dus acolo și de obicei când mă duc la dentist sunt foarte panicat și încerc să fac o glumă ca să detensionez atmosfera. Așa tare am râs de 600 de lei amândoi. Mamă ce ne-am distrat! Și de fiecare dată când mă duc la controlul anual îmi găsește 6 carii noi. Parcă avem un contract să-mi găsească carile alea. Mi le repară pe alea vechi, dar îmi găsește altele noi. Și mi-au dat foarte multe obiecte pentru igiena orală de acasă. Că acum am periuță electrică, periuță interdentare, ață dentară, apă de gură și mai nou am primit și un duș bucal. Dacă mi-au acasă un scaun și o albinuță, pot să-mi deschid cabinet. Și am văzut că acum au metode mai noi un pic de a-ți lucra, că bagă foarte multe obiecte în gură când te duci să îți repare un dinte. Că m-am dus acolo, m-am pus pe scaun, mi-au băgat tubul ăla care strage saliva, mi-au pus albinuța, mi-au pus un cârlig aici pe buză pe care n-aveau unde să-l pune. Eram ca un somon acolo, cârligul și m-a tras prin salon, eram așa. Îți bag o bucată de vată pe care ți-o îndeasă undeva până către minte și de obicei uite să ți-o scoate și mă duc panicat acasă, ca ceva în gură. Și după aia cea mai nouă chestie că îți pun o bucată de cauciuc pe gură ca să poată ei lucra ușor. Eu fiind fachir, fiind obișnuit cu 10 obiecte în gură. Mi se pare că se întâmplă ca la jocul ăla, ce încape într-o valiză. Hai să băgăm și asta în gura lui Paula, un sutien, parcă ar merge, super. Și mi-au verificat și fiecare dinte parte, doctorul, și dicta asistentul acolo, că era 1-1, carie. 1-2, tartru. 1-3, spațiu. Și era și o gol-gol 3+, pe mine. Și mi-au verificat și mușcătura. Că îți bag o foiță foarte mică pe care s-o muși și dacă dinții calcă, bine, e ok, dacă nu, îți pune aparat. Îți scoate 4 măsele de minte din gură, îți fute gura pentru 6, nu mai poți vorbi, nu mai poți mânca, nu mai poți zâmbi, îți ia 2000 de euro și asta e soluția lor, să-ți pun un aparat. Și după aia a fost ok mușcătura și mi-a verificat și în lateral. Și mi-a dat foița aia, mușca și tot îmi spunea, împinge în dreapta. Și eu împingeam în stânga din greșeală, nu dădeam seama și arată, împinge în dreapta acolo. Și vă jur că știu care e stânga și dreapta, dar cred că dacă nu era plătit controlul ăla, mă dădea afară. Sau mă punea la colț pe dinți stricați, nu știu. Și m-am dus și la orele, la un control, să văd că aveam ceva în gât și am vrut să văd exact care e problema. Și mi-au zis că am reflux gastric și mi-au dat 5 medicamente pe care să le iau și mi-au recomandat să țin regim. Și regimul consta în a nu mânca nimic prăjit, să nu mănânc sos de roșii, murături, citrice, ciocolată, mere, dulciuri, să nu beau, să fac sport, să dorm destul, să nu fiu stresat. Și am dat ceva pentru gât, aveți? Că nu vreau să revolți. Vreau să-mi treacă căcatul ăla, lasă, că am timp să rezolv. Ce era să spună? Citește 30 de minute pe zi, meditează și du-te la psiholog. Dar și cu ce mă ajută chestia asta? A, păi nu te ajută cu nimic, dar nu te mai plângi de lucrurile mici. Știi cum să reacționezi când ți se întâmplă ceva. Da, și vreau să mă mai plâng și de alte categorii de oameni care mă enervează. Și prima categorie sunt actorii. Mi se pare că actorii se cam cacă pe ei. Și prietena mea actriță. Și am fost cu ea la mai multe spectacole ale studenților de la Facultatea de Teatru aici din Cluj. Și toate erau ori în praf, ori în mizerie, ori în fân. Doar din căcat se poate face artă. Există o rețea foarte bună din căcat către inimă prin care transmiți emoții. Acum cu toate rețelele astea noi. Și înțeleg că estetica urâtului al lui Baudelaire, Arghezi, bă, dar chiar așa? Actorii se aruncă pe jos, mănâncă, se dau de pereți. Totul pentru artă. Nu ca noi care vorbim de pulele noastre mici. Sau pulele mici care au intrat în noi, că e 2022, nu judec. Bă, dar serios, am fost la un spectacol în care juca prietena mea și în timpul spectacolului a venit un gras de 150 de kg și s-a dezbrăcat în fața mea. Încă îi țin minte coaiele. Și tot în spectacolul ăla, prietena mea trebuia să-l pupe pe fund pe băiatul ăsta.
Și ai trăierii, te duci acțiunea până la capăt. Ce emoție să mai simt când văd scena aia? Și am spune, Paul, ești foarte prost, trebuie să vezi mai departe de atât. Efectiv, se vedea mai departe de grasul ăla. Și am mai fost la un spectacol, lectură, în care era prietena mea, un spectacol în care actorii citesc niște texte scrise de un dramaturg. Și unul dintre actori a început să plângă în timp ce citea un text pe care nu mai citit de vreo 10 ori acasă. Cum pula mea te-a surprins textul pe care îl știa, au apărut cuvinte noi? Însă eu, insensibil, cum să se întâmple asta? Dar, în fine, revenim la studenții de la Facultatea de Teatru. Mi se pare că sunt învățați încă din facultate să fie aroganți. C-o reveni de 3 ori la aplauze. De ce vii de 3 ori la aplauze? Și de ce ești așa afectat? Că nu muri colegul, nu m-a s-o prefăcut. E gata, spectacolul învia colegul, suntem ok. Deja când vii a 3-a oară la aplauze, mi se pare că nu mai ești empatic și vii doar ca să-ți hrănești ego-ul tău înfometat. Că la actor și ego înfometat. Cum le zic eu, mamă. Și iar îmi spune prietena mea, Paul, iarăși prost, actorii nu trebuie să joace, trebuie să fie ei, dar să nu fie ei, dar nici să nu facă un personaj. Nu e ok să pui ținta în exterior, că te concentrezi prea mult pe reacția publicului, dar totuși trebuie să fii atent la reacția lui. Pune ținta în interior, că tu faci atâta teorie și explicații să arăți cum era om de căcat și la 1800. Și ce mă mai deranjează la regizorii de teatru și de film, e că fac filme sau spectacole cu final deschis. Am dat bani să văd filmul ăla, dă-ți un pic interesul. Vreau să văd ideea ta despre viață. Cum se termină filmul ăla? Și nu, că vin regizorul cu bășini, că nu, că publicul meu e inteligent, este prim, trebuie să le dau mură în gură. De parcă eu vin aici și zic, păi am fost ieri la mare și... ...98% dintre voi sunt inteligenți. Dar așa evoluăm. Dacă gândim un pic, nu vă spun eu glumele acum. Gândiți. Dar ce mă mai deranjează la tot la spectacolele astea? Spectacolele în care e implicat și publicul, dar nu-i anunță nimeni. Că am fost-o cu prietena mea, ne-am pus pe scaun și în timpul spectacolului au venit actorii și ne-au luat pe toți oamenii din public și ne-au dus pe scenă. Făceau chestii cu noi pe acolo. Bă, dacă șchiop și nu pot să mă duc până pe scenă. Dacă scot pula și mă piși, nu-ți fut eu ție spectacolul. Ce dracu fac actorii la repetiții? Se prefac, dansează, ridic oameni de pe jos. Ce? Și am mai văzut și la o tipă, actriță la Teatrul Național din Cluj, am văzut o poză de profil cu steagul Ucrainei pe care scria în fiecare actor zace un Zelenski. Și nu e așa, efectiv nu e așa, o afirmație greșită. E unul singur. Bă, dar mă enervează aroganța asta actorilor că își atribuie brestele lor toate meritele. Că... Dar tot noi actorii v-am salvat și de data asta. Dacă nu eram, nu era gata războiul în 3 zile. Toți învățați numai Stanislavski acum. Dar serios, mă enervează că s-a dus la cel mai de sus nivel. Că s-a dus la Zelenski. Putea să zic că în fiecare actor zace Adrian Cucu. Sau Stella Popescu. Și am văzut-o pe tipa asta la teatru. O juca rol secundar spre episodii. Și mă deranjează că o primi și 50 de like-uri și avea comentarii acolo cu flori și cu aplauze. Câte 3 comentarii cu aplauze de la aceeași persoană. Că v-am zis că așa se întâmplă. Bă, dar așa poți să-ți pui orice. În fiecare IT zace un Paul Sabo. Și în câteva IT-ste ar zace Paul Sabo, dar... Dar mă enervează un pic și IT-știi, colegii mei IT-ști, că mi se pare că ne plângem prea mult de joburile noastre grele. Noi, care lucrăm în birouri de milioane de euro, suntem cel mai bine plătiți din țară, avem... Un IT-ist aici sau ce? Nu mă lasă să spun. Dar, nu, avem masă gratuită, masă de tenis, masă de biliard. Bă, și cumva e prea greu proiectul pe care suntem. Sau nu-i temperatura ideală în sală, că eu numai la 23 de grade pot să lucrez, că așa m-am născut. Un coleg se plângea că nu urcă curierul cu mâncarea până la etajul 3 și trebuie să coboare el după mâncare. Cu liftul. Și după aia mai am momente de luciditate în care mă aduc aminte că tata a lucrat sub mină. În mină, nu știu.
Dacă au fost mai șmecheri, dar nu, dar serios, era în mine, era cu foarte mulți bețivi, se folosea foarte multă dinamită și era praf acolo. Majoritatea colegilor de serviciu al lui tata au murit la 45 de ani. Și noi nu stăm bine pe scaun ergonomic. Făcut de niște specialiști să stai 8 ore pe el să nu strici spatele. Ba, odată pe an vin oameni care să ne spună cum să stăm corect pe scaunul ăla. Și eu acum mă gândeam că, bă, lucrez de 5 ani, deja m-am cam plictisit. Tata a lucrat 20 de ani la mine, se trezea la 4:30 dimineața, mamă, se trezea la 4:30 fiecare dimineață și la 12 era gata cu serviciul. Și eu acum mă plâng că un meeting la 11 e prea devreme. Serios, am fost săptămâna trecută până la 6 dimineața și aveam o ședință la 12:30. Pe care eu am pus-o. Că mă gândeam că oamenii funcționali ai societății pot să vorbească la ora aia. Și am ratat ședința, n-am putut și le-am spus colegilor, vai scuze, a intervenit ceva urgent, că nu-i spune că boca am terminat până la 6 dimineața. Și chiar în perioada aia erau venit și părinții prietenii mele la noi la apartament. Și vă dați seama ce impresie și-au făcut oamenii aia despre mine, că m-au văzut mort de bea la 6 dimineața. Ba, când am ajuns acasă și m-am dus la baie să mă spăl, mi-am pus și un podcast, să știu cât e Bitcoin sau dacă mai e război. Dar ce mă bucur la chestia asta e că mai jos de atâta nu pot să mă duc. Că acum orice o să fac, a doua zi o să fie bine. O să fie, ia uite pe Paul, e treaz azi. Poate sta singur în picioare. Nu pute când vorbește, mamă. Ăsta-i băiatul pe care îl vreau. Unde l-a găsit Alina? Într-un șanț. Și mă mai enervează încă o chestie la colegii mei IT-ști, că foarte mulți lucrează 8 ore la calculator la birou și după aia se duc acasă și se mai joacă încă 10 ore pe calculator. Și n-au nicio problemă cu ochii. Sau boxeri, care au constant pumni în ochi. Nici o problemă cu ochii. Eu m-am urcat în troleu, m-a lovit ușa de la troleu, mi s-a dezlipit retina și mai văd cu ochii. Acum pe ei nu-i văd. Dacă e cineva acolo. Eu dacă stau în partea dreaptă a mașinii și bate soarele, nu mă deranjează. Dacă vreau să trec strada și vreau să mă uit stânga-dreapta, trebuie să fac o piruetă. Bă, dar ce corp de căcat îți face asta? Mă sabotează corpul meu, că mă cheamă și Saugă. Eu dacă eram pe vremea spartanilor, ea nu făceau selecție naturală cu mine să mă arunce într-o groapă. Îmi spuneau, Paul, du-te drept. Și am fost și să mă operez și după operație mi-a zis, doctor Paul, încearcă să nu te bășești prea tare, că iar ce te zicești. Vrei să nu strănuți vreo lună, că ești mai sensibil, nu vrei să riscăm. Ce pula mea trebuie să-l sun pe doctor să întreb dacă pot să dau laba, nu se dezlipește retina? Se îndeplinește proverbul cu ochi pe care îl știm cu toții. O să-mi cadă mâinile dacă ridic greutăți. Și tot referitor la corpul meu de căcat, mă gândeam că atunci când eram mai mic și femeile nu mă băgau în seamă, era din cauza că am sfârcurile prea mari. Nu umblam niciodată dezbrăcat, doar mă gândeam că de la asta. Nu că sunt eu vreun om de căcat și nu vorbesc cu femeile decât beat sau nu-s interesant. Nu, bă, sfârcurile erau probleme. Sau că am un os un pic ieșit aici. Mă gândeam că dacă iau o femeie în brațe, o tai și moare iubirea vieții mele. Dar am găsit, pot să pun mâna în gaura asta și car mobil acum. Am găsit o utilitate. Dacă vă gândiți vreodată că din cauza corpului nu aveți partener sau parteneră, să știți că nu e așa. Sunt oameni ca un crotile care fut. Nu mă întrebați cum, că n-am văzut o video, dar...